De asemenea, este și un moment emoționat pentru mine, deoarece, nu-i așa, viața se încăpățânează mereu să ne arate că multe lucruri nu sunt întâmplătoare. Salutare! Sunt Flavius și bine te-am găsit în comunitatea Radical Football. Oare ce poate face un băiat care până acum are fix două videoclipuri postate pe canalul său de YouTube? Bineînțeles, lucrează din greu la al treilea. Însă în timp ce stabileam ultimele detalii cu privire la materialul pe care o să-l folosesc pentru cel de-al treilea videoclip, am ajuns la concluzia că astăzi trăiesc un moment special și important și aș vrea să-l marchez ca atare. Și spun că este special deoarece am terminat de finalizat lucrările la camera de unde voi filma de acum înainte toate videoclipurile mele și pentru 90% din tot ce s-a realizat în camera aceasta, eu am fost executantul și sunt foarte mândru de asta. Însă toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără sprijinul necondiționat al soției mele, cel mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodată și care a fost alături de mine din prima clipă. M-a încurajat și m-a susținut în realizarea acestei dorințe. Așa că, pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru toate sfaturile și ideile pe care mi le-a dat și cu ajutorul cărora am reușit să finalizăm acest studio și vreau să-i mai spun încă o dată că fără ea nu ajungeam niciodată omul de azi. De asemenea, este și un moment emoționat pentru mine deoarece, nu-i așa, viața se încăpățânează mereu să ne arate că multe lucruri nu sunt întâmplătoare. Iar camera din care eu am ajuns să filmez acum și pe care am transformat-o în studio este fix camera de unde în urmă cu 28 de ani săream din pat și mă duceam în coridorul casei unde suna telefonul. La capătul celălalt al telefonului era tatăl meu care, fără prea multă introducere, m-a întrebat următoarele două lucruri. Uite, spune-mi ce vrei să faci. Vrei să înveți să cânti la vioară sau vrei să mergi să joci fotbal? Bineînțeles, răspunsul a fost evident, ce puteam să aleg altceva? Am ales fotbalul, iar dacă încă nu ați aflat povestea mea, vă invit să accesați linkul de mai sus. Un alt motiv, nu mai puțin important, pentru care am ținut să marchez acest moment, este pentru că vreau să mulțumesc sincer și din inimă tuturor celor care au reacționat la primele mele videoclipuri. În nebunia mea, am sperat că sinceritatea și dorința de a face ceva pentru dezvoltarea fotbalului de la nivelul copiilor și juniorilor din postura în care eu mă aflu să fie remarcată, însă reacțiile pozitive au fost sincer peste așteptări și vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi. Așa că vreau să mulțumesc în primul rând domnului Sandu Tăbărcă, un profesionist desăvârșit, un om de o calitate umană extraordinară, ce a fost și este alături de mine și m-a sprijinit ori de câte ori am avut nevoie. Îi mulțumesc de asemenea lui Dumitraș Grozavu, un antrenor tânăr și pasionat de fotbal așa cum rar am mai văzut în România, lui Ștefan Toma, îi mulțumesc de asemenea Academiei de Fotbal Răzvan Raț și a antrenorilor de acolo, Baciu Dan și Bogdan Ciugulea. Efectiv a fost o surpriză imensă și deosebit de plăcută să aflu că munca pe care eu am început-o a fost remarcată de ei. Îi mulțumesc lui Vlad Nicoară, Vlad Ungureanu, Popa Emil, cât și tuturor celor cărora nu le-am pronunțat numele, dar m-au susținut. Am primit gândurile bune de la fiecare dintre voi și nu pot spune decât că acestea mă motivează și mai mult ca să merg mai departe. Așa că vă mulțumesc din suflet tuturor și nu uitați, depinde doar de noi să facem lucrurile mai bine astăzi și în fiecare zi. Tu ce mai aștepți?